Șicanele dintre cei doi șoferi au la bază o răfuială în familie. Cei doi sunt cumnați, iar la sensul giratoriu din dreptul liceului Lazăre Deleanu din Năvodari s-au ciocnit în trafic. Vinovatul de tamponare a intrat în mașina rudei sale din spate, însă când a văzut că acesta nu se oprește, s-a luat după el. Așa a început o urmărire până la ieșirea din Năvodari, când tânărul a intrat cu autoturismul într-o conductă de gaze. Circulam pe strada Sănătății la 15:30. Ori n-am văzut stopul pe frână, ori nu mi-a ținut frânele, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. L-am lovit în spate și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a intrat aici. M-am ținut după el, n-a oprit și el a intrat aici. Da, m-am ținut după el, s-a planat situația, da, bineînțeles. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Avea viteză tânărul? Avea. Și pe sensul giratoriu de acolo, altul pe contrasens, era să facă accident și acolo. Asta este. Ce se tema exact? A fost un accident. Băiatul care a fugit, care era cu mașina cu, cum îi spune, cu Mercedes-ul la Vito, a intrat la băiat în spate, la liceu. Băiatul s-a speriat, a fugit cu mașina de la liceu de acolo. L-a urmărit, că vrea să-l bată, sunt în conflict amândoi. L-a urmărit până aici și aici băiatul a prins volanul, cu control la volan și a intrat cu el în SPD. Martorii spun că relațiile dintre cei doi nu sunt tocmai bune și totul s-a întâmplat tocmai pentru că sunt cumnați. Ulterior am auzit că a fugit în cauza permisului de conducere. Se pierde? Nu. Îl contrazice chiar mama tânărului șofer. Fericire să-i dea Dumnezeu! Sănătate, mamă! Ai fost copilul meu, te-am primit în casa mea! Te-am pus la masa mea, te-ai culcat în patru. Și tu ai stat la masa mea! Asta e! Unde și eu e mare! Și tu ai stat la masa mea! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și nu la copilul meu! Femeia îl acuză pe cumnat pentru situația fiului ei. Dacă nu l-ar fi urmărit în trafic, poate tânărul scăpa de poliție, deși a condus fără permis și asupra lui a fost găsită și o armă albă. La intersecția cu strada Nucilor, a virat la dreapta și a pierdut controlul direcției, intrând în coliziune cu niște recipienți de aerisire care sunt montați în afara părții carosabilă. În urma acestei coliziuni a rezultat vătămarea corporală a unui pasager. Din câte am înțeles, era urmărit de către conducătorul autoturismului de culoare gri și de asemenea, din primele cercetări, conducătorul autoturismului BMW nu posedă permis de conducere. În urma accidentului, pasagerul din dreapta a fost rănit ușor și transportat la spital. Știu că în mașină se afla și fratele dumneavoastră. A pățit ceva? Doar zgrietură la cap și a insistat să oamenii de la salvare să le la spital. Dar celălalt șofer am văzut că a refuzat. A refuzat, era că n-a pățit nimica. L-a urmărit, a intrat în el din ambiție, dar Dumnezeu e mare și Dumnezeu va face minuni, mămicuță. Ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu e mare și niciodată Dumnezeu nu va ierta pe păcătosul. A vrut să-mi dea foc la casă, mamă. A dat 3.000 de euro la unul să-mi dea foc la casă. Atât de amabil a fost omul ăla că a venit și mi-a spus, tanti Rodica, vrea să-ți dea foc la casă. 2 săptămâni am dormit, dormeam mai pe afară de frică, mamă. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și va da socoteală pentru lipsa carnetului de conducere și port de armă albă. Dacă victima accidentului va depune plângere, ar putea fi acuzat și de vătămare corporală din culpă.